V-am salut cu toată stima și cu tot respectul. După cum puteți vedea, suntem în mașina mea. Aha! Da, salut, băieți. Da. Au. Am făcut și accidentul Opel, accidentul Opel, accident. Și am făcut toți morți, mătii de... Băgărești! M-am liniștit, sunteți. M-am liniștit, sunteți. Sunteți, în ultimul timp văd numai șoferi de mâna 13 și m-am săturat și... Amice? Ție ți se întâmplă? Să stai să te uiți la o fază din aia cu vreun, nu știu dacă accident neapărat, dar cu a filmat gen 1 și a pune de pe camera de bord și băiatul are dreptate, să zicem, sau n-are dreptate. Și încep ăștia să ceartă ca handicapați în comentarii și vezi tot felul de idioți cum își dau cu părerea despre lucruri pe care habar nu le au. Nu știu, amice, eu... Bă, stai! Mă enervează maxim, deci mă enervează maxim. 069. Bă! Pistela se cheamă. Dar unde mi-e 069? Băieții, deci vreau și eu să văd un sens giratoriu. N-avem sens giratoriu aici. Ce tună, bă, și fulge. Să vă învăț sens. Garage at Cogens Ave, apartament 19. Deci, Cougar Ave, ia să vedem. Vreți să presupunem că asta este un sens giratoriu? Da, nu mai contează că ăștia nu mă ascultă. Ce mai se... Da, vreau să fac un ăsta, steți, o, cum îi zice, mă, demonstrație, steți. De? Viteză? Nu, da, amice, de amice, steți. Amice, vreți spun eu un secret? Cred și eu. Mi se întâmplă cam o dată pe săptămână să văd un șofer prost. Cel puțin. Așa? Da. Așa? Că mă întrebați dacă văd șoferi proști. Nu, amice, te întrebai dacă vezi filmări din alea cu niște șoferi care după să ceartă în comentarii ca handicapații. Bă, dar ce mașini astea realitate? Niște... Cred că știu ce e, mă. Din față nu-i Ferrari, Pagani, ceva? Lotus? Nu e Pagani. Lotus? Nu e Lotus. Poate sau... electrică, bă. Electrică, bă. E electrică? Aha. Opa, da. Nașpa. Bă, dacă știam, nu mai dădeam 3 milioane pe ea. La bot seamănă un pic cu Rima, cu amice. Lasă, că da 2000 cu 3 milioane pe ea. Eu n-am bani adusat. Dar am și eu. Am și eu 2.700.000. În curând... Bă, tu dai seama, amice. De cât și eu sunt GTA, că am făcut bani de o mașină, amice. Bă, voi dați seama. Strângeri de un ala, amice. Și când și-o cumpă, n-ai bani să tuneze. Îți dai seama. Puteți să-ți cumpere una pe la 1.000.000. 1.000.000 și ceva, hai. De aia, amice, dacă sunteți spun, ți-a băgat și el bani. Da, astea, s-a zis că nici eu nu mi-am băgat singur. Acum nici că mai stau să mă... Băieții, vedeți că o să vă dau note după care îmi place mai mult cum am făcut tot test, deci nu o să te ajut să o tunezi, da? Ai înțeles? Bine, gata. Hai bine. Dar stai că e transition pending. Amice? Ce frumos e să fii tată, să fii părinte de fată. Nu prea e frumos să fii părinte de fată decât când e mică. După să vezi, amice, după aia, machiaje. Ce stres, amice, mamă. Amice, dar vrei să zic eu ce am auzit acum? Nu. Ci că când ești părinte de fată, trebuie să o aperi de alții. E, când ești părinte de băiat, trebuie să-l aperi de el. Credeam că trebuie să aperi pe alții de el. Nu. Nu știu de ce așa crezi. Or I can that explain every time is the bă, same. Or I feel there is real. Take my heart. Cherry lady going amice. Emotion. Dar parcă e mai liniște decât de obicei, amice. Lipsește oare cineva? Nu știu. Păi nu, că și ăla era liniște. Pe de ce? Că stătea pat pe telefon când am noi mașină. Da, amice, de-aia zis, e un pic mai liniște. Da. Așa, domnul. În cazul în care vă întrebați, nu ne mai iubește, nu vrea să se mai trezește, nu vrea să... Nu, amice, dar știi care e treaba? Acum și real vorbind, când chiar a fost nevoie să se schimbe, aia v-a putut. Da. Programare. Bă, voi vă dați seama că de un an de zile omul nu și-a schimbat programarea aia care ne încurcă pe toți la tuns. Bă, voi realizați... Zici că a trecut un an? A trecut. O, amice? Nu știu. Nu știu dacă un an, dar jumate 100% a trecut. Jumate, da. Bă, nici nu-mi pasă. Pe mine mă cam interesează un pic, amice.
Oh, I can't explain foarte bine că o să plec every eu time an în Grecia și... Ne doare în pulă. Da, amice, am văzut că te cam doare la dudoașcă. Maaa. A, păi da, pe mine. Bine, amice, atunci hai că o să mă și doară. Cu tine... Da, și ai filmat și tu. Și noi. Da, am filmat și eu. Vezi că în ziua aia iar ai filmat doar tu. Te-ai mai enervat și da, n-aveam chef de pe hai, las-o. Hai că oricum trebuia să vii pe la Craiova. Nu mi-aduce aminte. Gata, vezi că o modificai, ia uite-o. Eu mai am puțin. Cât m-ai enervat atunci. De nesâmțut. De ce mă, ce ai, eu vezi că m-ai enervat tu și ce mă face să mă iau aminte? Păi ea nu mă face tu. Ce, ai pățit ceva? Ai pățit ceva? Te-am blestemat? Ia zi, te-am blestemat? Aaaa! Hai mă zi! Aaaa, faptul că... Da-și dracu din gură că-ți dă Dumnezeu o palmă de caz de pe motorul ăla. Bă, dacă cad doar eu, aia e. Auzi și tu dacă ești șofer bun, amice, se poate întâmpla orice și nu din vina ta, amice. Majoritatea accidentelor sunt cauzate de alții, amice. Hai, smash or pass. Pentru că în majoritatea accidentelor sunt doi implicați, deși e vina doar la unul, amice. Așa. Gata, amice, tot s-o terminași? Ne. Ne. Deci, haide să o luăm cu culoarea. Amicu are o culoare din aia așa de parcă se schimbă când pică lumina pe ea. Este o culoare mov. Este o culoare mai diferită. Sunteți, a mers la sigur. Și amice, stai puțin, permite puțin. Permite-mi două secunde că mai am un fine tuning de făcut care sigur îți va atrage atenția. Da, până atunci păi ce faci, să verific mașina lui. Aaaa. Păi nu-i produsul final? Păi înseamnă că sunt câștigători dacă sunt singur în concurs. Ești lasă pe morți, mă, titaci în pizda, mă, din gură. Lasă-mă să verific. Deci, ca și culoare, domnule Steț, ai mers cam la sigur. Culoarea neagră, amice, într-adevăr, este frumoasă pe gata. Absolut orice. Ce-a făcut mă ăsta la mașină, că nu vreau să-l? Amici. Așa. Jantele, așa... să mor eu, jantele le-a pus. De pe tort. Ce-a schimbat, jantele, nu? Cred că da. În fine, așa, amice, bun. Ca și culoare, să știi că... Amicul a fost mai îndrăzneț, Steț. A fost mai îndrăzneț. Păi da, bă, dar ce-i cu plafonul botul ăsta? Botul este exact la fel. M-a jos pe mașină, jos de pe mașină, că te împușcă. Îi faci. Amicul, la plafonul ăla ce-i? Păi e cromat așa un pic, nu vezi? No, e cromat nu pe e cromat drive, prostule, prost. E carbon forjat. Așa, așa carbon, este. Scuze că zice cromat. Carbon forjat e cel mai frumos tâmpitul drecu. Uite, aici carbontat. Îmi place combinația de culori, dar în rest mașina e identică pentru că... Sincer, cam așa mi se pare normal. Amice, da, dar vrei să doar spun... jantele. Jantele lui Steț. Vrei să zic unde am câștigat eu? Ia. Yeah. Uite-te frumos, te rog, frumos. Ia, pe David aici. Păi nu-i corect, nu, nu se pune. Și păi n-ai voie. Da! La mașina mea n-ai și vezi voie, acolo. Nu, păi ceva nu, eu nu vreau să-mi dau cu părerea. Dar asta trebuie să fac, așa că îmi pare rău, domnule Steț, oricum jantele tale... Mă, nu pui numele, ce dracu... Jantele tale, Steț, nu se potrivesc cu mașina asta, nu mi se pare... Amice, uite-te și tu ce numere de matriculare ai el și ce numere am eu. Tu ai văzut ce numere am eu? Păi eu nu știu cum să-mi pun numele de astea. Tuningul, Steț, tuningul este toată mașina, Steț. Eu am și rematriculator. Are matriculator? Hai, amice, o să urc în mașina câștigătorului, deși ambele sunt păcat. Mașini foarte dacă frumoase. Știam, o făceai mai mult. Pe autonam de tot căcat, o să se mai urce asta. Bă, amice, sincer, nici jantele tale nu mi se par. E tracțiune față. Hai, mă, că mă duc și le schimb atunci. Dar, ce dracu, bă, dar nu e tracțiune față, bă, tâmpitule, dar fiind electrică. E 4-4, mă, tu ai văzut tele... În ultimul timp, pe GTA, când mergi cu unul ce, la... Electrică? În ultimul timp în GTA, când mergi cu unul în mașină, e nenorocire, mâncavaș. Like a dog we have above me, acting like a love, riders on the storm. Like a dog we have above. Bă, ce naiba mă, tot mănâncă pielea, frate? Acting like a love. Mă mușcă ceva, ce naiba? Ia zi, amice, cum stă astea, dă-te emoții, mă, din a. Merge, 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 altceva, altceva. Nu știu, sunteți... Mașina e prea drăguță ca să-i pui două spițe. Mamă, cât de concave sunt astea, dă-te morții, mă, amice. Ia, mă, ce-a pus. Stai, mă, stai. Ia, vino, Steț, urmă. N-ai tu bani de așa ceva. Arată mai bine oricum decât alea de la ai văzut și înainte, Steț. Da, iau-te astea. Mai mult îmi plac alea mele. Artificii, ia, Steț. Amice, lasă-mă pe mine să conduc, că nu știu ce are în ultimul timp. Când stau, mă...
ce-ți mai trebuie, mă, prieten, când ai dușmanii ăștia cu tine? N-am ce iau. Mă, mai și omoară. O, dați-vă, crezi că vrea și ăla. Eram deja pregătit. Stai că fac ca speed, amice, să sar peste mașini. Bă, dar eu cred că aia a fost fake, nu? No, nu e fake, nu e. Zici? Nu e fake, amice, dar era un limitate, amice. Da, amice, dar chiar și așa. Amice, tu te urcași? Ah, nu. Da, salut. Stai, unde dorești să facem noi aceste mașini, să le testăm, pe domnule? Pe aeroport. Haide, pe aici. Hai să sar peste mașini. Ca speed. Nu, că nu merge în GTA, te lovește. Faza e că ăștia nu se ridică picioarele în GTA, sar decât în sus, știi? Și n-ai nicio șansă. Bă, oricum, știi care e chestia? Nu e vorba de dificultate, cât e vorba de... Trebuie să fiu un pic nebun la cap. Hai, știi care e faza, amice? Vrei să spun eu? Îngheazi. Tu știi că eu mi-am luat avertisment, nu? Pentru așa ceva. Pentru ce? Primul meu avertisment pe YouTube. A făcut... am făcut o reacție din aia la People Are Awesome sau nu știu ce, știi? Și era pusă exact o chestie din asta, cu unul care sărea peste mașină. Ideea e că era clar fake. Se vedea pe ea că e fake, mă rog. Dar nu a luat-o ca fiind fake. Și mi-a dat... bine, m-ar veni strike, dar acum e avertisment. Primul și amice, după al doilea deja... Mr. Beast torturează oamenii în pula mea și nu-i face YouTube-ul nimic. Futuzul mort, da, mă, dar YouTube-ul nu știe, bă. Amice, crede-mă că nu fu vina mea. Chiar n-am fost de vină. Să reparăm mai întâi, nu? Fu să repară. Să reparăm. Păi hai să reparăm. Du-te la serviciu cu ea, idiotule. Păi unde e serviciul? Stai așa. Mai față. Păi dreapta, dreapta. Ia uite. Fu-te în gură, să te fut. Păi dreapta, aici e morții lui măta. Uite, amice, că e în față. În morță și în familia, măti. Amice, nu. Ești copil, amice. Ești copil. Dă-te, dă-te. Că n-ai voie să intri. Pe bune? Cum adică? N-am voie, bă, că cine e mașina mea și e deja modificată. Doar cum n-ai bani să o repari. Hai, bă, ho! Bă, alo, cu cine crezi că vorbește? Anșu, amice, dar știi că eu sunt Ion Siriac, nu? În GTA, da. În afara GTA-ului, nu cap, amice. Hai, amice, cât îți ia să o... Da, bă, dar se plângea unul de ăsta pe TikTok. Că el nici n-ar vrea să ajungă că e Siriac. Cine ar vrea, știți, să aibă bani să de... Să aibă 3-4 la miliarde. Poți să-i cheltui numai dacă efectiv îi arunci pe chestii care nu sunt neapărat necesare. Nu știu să cine ar vrea? Eu nu unul nu ar vrea, știți. Nu vezi că nu sunt oameni, nu vezi? Ce vrei să hai, bă, eu opa, bă, bă, morții, mătii, întoarce mașina de prost ce ești. Bă, așa mă băgă ăsta, mă, GPS. Te băgă morții, mătii. Mă bagă pe sus, ce face ăsta? Bă, cât de orfan ești? Nu se strică. Bă, cât de orfan ești? Amice n-a mai condus de mult pe GTA. Și asta e ciudată că e electrică. Stai, dar ar trebui să o schimb cu o altă mașină bunicică să vedem și noi diferența. Așa da. Facem diferența Pula. Între două mașini la fel, ce dracu. Hey, chat. Romania Culture Chat. Bă, dar chiar ce a făcut Steaua. Plăcut lui Speedy Gonzalez la noi. Da, ne-a pus la S. Da. Cum se adică chema, bă, pe aceea? A, iau i8-ul, dar nu mai știu unde e. Da, bă, cred că rupem i8-ul, ce-ai? Bă, dar ce mașină? La, okay, la, Ferrari, ăsta pare da, Rimac, amice, la bot. La faruri. Amice, nu-mi dau seama. Dar nu e, că curul nu e la fel. Nu știu ce mașină o fi. Ia să ne să lăsați băieți, în comentarii. Like a bone without a family. Like a dog without a bone. Am lăsat like alone. Amice, când mergem și noi la agenție, amice? Păi de când mă minți? Păi te-ți mă duc eu la agenție, tu în cursul săptămâni în Babana, ce treabă ai? Păi în Babana am agenții! În Piteș, când te mai duci, e tot și te duci și cerci tu pe oferte. Domne, vreau și eu să mă duc da, amice, în Dubai. Da, amice, dar nu știu la ce asta. La ce? La o agenție oricare, nu contează. Ia uite, mă, mă. Că nu e chiar așa la orice agenție. Hai, nu, e la orice agenție, orice agenție. Hai să încerc. Steți, spune-mi, te rog frumos, ce mașină este asta în realitate și promit că îți dau ce vrei tu. Știu eu. Ferrari?
Păi care Ferrari? California. Nu-i California. E super stradale? Nu este super stradale, ce? Nu. Bă, știu care e, dar am uitat, bă. A avut acolo o tentă, fu aproape, dar totuși departe. E cel mai șmecher pe la Ferrari din punctul meu de vedere, sau top. Care este? Nu mai știu cum se cheamă. E F12? Nu e F12. No. Ferrari. La începe Ferrari. Cu 8. 812 Berlinetta. 812 Superfast. E cel mai șmecher. Vezi că de ce te fătii în curs, te-ți plac cu Ferrari-ul, te-ți plac. Hai, stai, dă-te mai în spate, te dracu, ce vrei să mă bani. Păi da, bă, vezi că duci prea pe pistă morții, mătii, prea vină încoa morții și în familia, mătii. A, da. Și închide ușa, stai așa să o închid în căcat, că ți se rupe. Hai, merge. Stai, amici. Stai, unde măta te duci? Stai. Vino în dreapta mea. Gata. Ești acolo la dirt, bă, și nu-mi place. Hai, mă, că, bă, stai. Mă, ce faci? Ia, bă, în dreapta mea. Gata, bravo, amici. Gata. Stai. Nu, bă, în dreapta mea. Era tata, amici, dă-i cu grâna dacă e prost rău. Piloți, porniți motoarele. Încărcătorul. Reactorul. Stai. Bă, mă ridic ăsta. Oricum, pe distanță scurtă îl fac praf. Da, da, te fute în cur după. Ba, nu cred. Ba da, ba da, ia. Suge-o cu Superfast-ul! Ia-o în gură, na, zici că e ca în prăjitură, Da, da, te ajung. Început să mă ajungă. Deci a mea are top speed-ul așa mai mic. Dar aș avea câțiva pe accelerațiune și pe frână. Și pe frâne la fel. Sunt boier. Care câștigă, amice? Eu, amice, să dai seama. N-are cum. Steți, ia de mașina aia ta să fac eu cu amicul, că tu ești prost și nu știi. Amice, hai înapoi, bă. Amice, e prea rapid asta la început, amice. Îi dădui fum. Mă înțelegi? Ba, amice, dar și o curiozite. Ia zi, amice. De ce mașina electrică nu face niciodată, nu pleacă cu scârț? Pentru că este programată în așa fel încât să nu dea prea multă putere odată la roți? Sau pentru că... Efectiv, da, este bine proporționată, să nu, că dacă ea având cuplu instant, s-ar învârti astea în loc, roțile. A, deci nu e din cauza că cum ar veni tu pui 400 de cai în același timp pe roți și nu face pentru că e electrică. Mamă, efectiv, mei, puneți-vă la linie. E programată să nu... Gata. Sunt pe linie. Se pregătiți? Da. Bun. Stai. Te-am pupat! Țuc! Hai. Mi-a luat și mașina. Nici nu-l mai aud, nici nu-i se mai aude motorul. Ce fac și bine? Aha, ce? Îi dărâmă și pierde cursa din cauza că îi dărâmă PC-ul. Bă, da, da, vezi că fumai aproape, fumai aproape legumă bercică decât tine steți. Să știi. Bă, te mult să mă chestesc cu mașina ta, nu e bătunată ca lumea. Da, s-ar putea să fie netunată. N-are cum să fie netunată. Bă, e interesantă mașina asta, dar e electrică. Și e electrică din aia, mâncați așa de curse, de competition. Hai, ne auzim băieții. Da, din greșeală, amice. Am luminat cu galben. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați de like și ca de obicei o să ne vedem data cea aviatoare. Hai, pa.